sai cum mai e așa? Se depinde pe tine tot ce-o mago. Păzea dumne, că mai vine un pădăuș care vă cau. Păzea dumne, că mai vine un ia uite la ăsta, dacă îmi vine, domnule, și ce rapid. Aoleu, dar e foarte mic, domnule. De ce o fi așa mic, domnule? Șșșt, mișcare, că se apropie. Ia uite la el, e șchiop. Hei, hombre, spune pochito la mine, donde hironte, că eu capto. Stați că n-am înțeles, domnule, că nu știu limba. Îl căutați pe domnul Geronte? Si, senor. Domnule, nu știu, că nu știu cum să vă spun. Nosolosos. Ah, nosolosos. Spune la mine, sinceramente. Ma no quiero mucho de la el. Solo las la spinare, dofina de chomagos e trei o quadro picioros en su ocuro. Domnule, că nu știu limba, nosolosos. Ah, no. Me pare să vedere algo mișcare, e nesto saco. A venit o chier la mine para tăiare în patru e făcear maioneze, e tot saco. Vai de mine, domnule, dar nu cum mai te faceți una ca asta? Padre, para mi un poco, ma quiero vedere che sta dentro. Domnule, sunt niște boarfe de ale mele. Ai, 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 ai. Ați auzit o boarfă, domnule. Ma quiero vedere. Dar nici nu-mi dă prin gând. Ah, nu de la gând, faceți pe nebuno conmigo. Dai mica lecțiune para que tu aprende a no dar con la boca insolamente. Pananam, pananam, pam. Pananam, pananam, pam. Na-n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 a. Scuratele, domnule, că am plecat și așa. Scuratele, domnule, că m-au omorit, m-au omorit. M-au omorit și... Scuratele, domnule. Domnule Geronte. Domnule Geronte. Domnule Geronte, a plecat, a plecat. Domnule Geronte? Dar ce-ați spălit așa? Domnule Geronte? To be or not to be? That is the question. To die, to sleep, to sky, to my, to fly, to buy, to die, to guide, it's wonderful. And now, folks, and now two better, in a Bulandra theater. And now, folks, and now to me, by Royal Shakespeare Company, now Flax, now Untouchables, Clenema Moore in England, in the Moscow. In Moscow, it's the very, very Clenema Bakes, it's Hamlet, to the Smoktunovsky's Hamlet, very Krashivskaya Hamlet. And London, it's Paul Kilgore, Laurence Olivier, it's Clenema Bakes, of course. And New York, it's Clenema Moore. Flex and Dodi, it's Manimore Mori, it's Clinton, it's very glad of a big, it's Bob! That's all! Thank you! No, thank you very much, thank you very much. But in Bulanda, it's Kenna Mitro, it's Kenna Flex. No. But, thank you very much. Notarati, it's Horacio Morelli, Venice, Ghana. Thank you, and all the other theater, Mirjam, no! My girl, you are a fucking sucker, mother, son of a bitch, of course! You, Flex, thank you! But you are flopped, and you are flopped. You, Glenema Meg, and you are Glenema Meg.
You flitch and you are flit. You are... You bear. Now, okay, and now, the door, it's nevermore. Now! Nevermore! A fost bun, nu, ce să mai... Parale, zici și mie șotia asta! Cu dragă inima, domnule Șiț, că pe mine soarta m-a aruncat așa, într-o ceată de nomazi. Nomazi? Da! Din aceea care umblă dintr-un loc în altul și se ocupă cu tot felul de lucruri, dar mai ales cu asta, cu ghicitul. Aaa, țigani! Egipteni, domnul! Și ajungând în orașul ăsta, un tânăr s-a îndrăgostit de mine. De cine? De mine, ci eu, ce-am dragi pe mine, iute! Și a crezut că dacă îi dă așa din gură, gata, treaba aranjată, dar nu. Că s-a lovit de o mândrie care l-a făcut să schimbe cânturile și atunci s-a dus la nomazii care mă țineau și egiptenii s-au învoit să mă dea după el în schimb unei mari sume de bani. Da! Acum el are un tată bogat, iar trebuie de zgârcit. Nu mă ajutați, e unul care e cel mai zgârcit de pe aici. Cum îi spun? Argante! Nu, domne, fugi de aici, domne, cu ante. E ceva cu rom, cu... Rom? Nu. Rom? Ce? Ce rom? Ce? Gerante! Asta este urâtul, calicul zgârcit, vă mulțumesc din suflet, domne. Mai departe. Vă spun povestea mai departe, da. Iubitul meu m-ar fi pierdut că n-avea banii, pentru că ai mei au vrut să plece din oraș. Și atunci a sărit în ajutor un servitor care a reușit să scoată banii de la Caligo. Pe ăsta îl cheamă Scapino! Da! Oh, eu când ajung aici cu povestea leșindări, să mă duc să leșim puțin afară. I-a spus că într-o zi, plimbându-se așa prin port cu Fisu, a văzut o galeră turcească. Sare arătoasă. Da, și că un tânăr turc i-a poftit să urce și a început să-i servească așa cu tot felul de bașamale, curbașale, baiadrâne. Rahat! Da, în timp ce ei mâncau rahat, ăla și-a scos galera în larg. Și l-a trimis la mal pe Scapin într-o barcă mică. Să-i spună lui Tansu că dacă nu-i dă pe loc 500 de pistoli, îi trimite fiul la mama dracului la Alger. Și acum să-l vezi pe ăsta, pe urâtul, pe zgârcitul. În chinuri cumplite, pe cum? Să iei lui 500 de pistoli sau să-i dai 500 de pumni în cap, e tot aia! Da. Ce aveți? Văd că nu prea râdeți de povestea mea. De ce? E foarte frumos așa. Nu e? Pentru că zic că tânărul acela este un lichea, un nerușinat. Care și-a primit pedeapsa, iar țiganul, egipteanul, nomada va fi învățată minte să mai vină pe aici să zicească mințile copiilor de neam! Nu! Și mai zic că până mâine calicul, zgârcitul, nenorocitul Geronte va fi trimis 4.000 de pe Scapino la spânzurătoare!